Salut! Eu sunt Alexa, îl am aici alături de mine pe Imogen. Suntem la Julius Mall și ne pregătim intens pentru finala Superbet Open. Vedeți aici, Imogen se antrenează. Nu știe încă pentru ce se antrenează, dar el totuși o face. Al doilea invitat surpriză al nostru din cadrul acestui challenge este nimeni altul decât Tedereu. Astăzi avem un challenge pregătit. Challenge în care ei trebuie să-și facă un outfit în 5 minute. Deci trebuie să vă faceți un outfit în 5 minute. O să ai 1500 de lei buget pe care să-i cheltui cum vrei tu și să-ți alegi niște magazine unde să mergi tu. De aici, din Julius Mall de la Cluj. Ok. Ce părere ai de challenge-ul ăsta? Crezi că o să te descurci? Da, o să mă descurc. Văd că ai niște cercei aici cu care trebuie să meciuiești ceva. Da, corect. O să am ceva în minte, da, am ceva în plan. Deci trebuie să zic acum în ce magazin aș merge, nu? Exact, exact. Bine, ai un minut timp de gândire, poți să te gândești la chestia asta. Ideea este că o să ai 5 minute timp în care să... Să-ți alegi hainele. Cred că am deja în cap pe care vreau. Gata, Nike. Mergem în Nike. Te duci în Nike? O pereche de pantaloni, un training, ceva casual, ceva normal, așa firesc, o pereche de Adidas. Vedem. Adidas oricum văd că ești pe set cum ar veni. Vreau să fac ceva lejer, ca și cum aș merge la finală îmbrăcat lejer. Nu vreau să mă simt prea să fie hainele prea sense pe mine, să mă simt lejer, să merg acolo, să câștig. Deci aș merge pe ceva sport, pe ceva clasic, mai drăguț un pic. Cred că aș merge în Buzz prima dată să mă uit acolo de niște Adidas, să vedem pe acolo ce luăm și pornim de la Adidas și apoi că mergem în Nike pentru pantaloni, tricou și poate găsim și un noroc acolo, super mișto. E perfect. Bine. Ok, bun. Deci te-ai hotărât să mergi în Nike. Sunt pregătit. 100% hotărât. 100% hotărât. Tu ai un competitor în challenge-ul ăsta. Nu o să spun cine e. Pentru că vreau să fie așa suspans între voi. Vreau să vă întreceți calul meu. Ai ceva să mergem, să nu mai pierdem timpul. Dacă ne punem măscuțele și mergem, nu? 5 minute la dispoziție, eu sunt gata. M-am antrenat intens, am făcut flotări tot ce trebuie pentru acest challenge. Și eu chiar sunt curioasă să văd cum se descurcă băieții. 5 minute, începând de acum. Haide! I don't think you have any idea how fast I really am. That's you, man. Băi, ce-i la femei? Băi, ce-i la femei? Să mă bată, mamă! Hai, Marius! Nu știu ce să-mi iau! Hai, Marius, că s-a dus deja un minut! Online, offline, că-i cunoști așa cum îmi place mie, Doamne ajută! Alo, alte haine mai aveți? Aș vrea să merg pe niște Air Force, nu știu dacă găsesc. Hai că ai pierdut un minut. Deja? Da. Nu, merg în spate. Cred că bine pe ceva nebună. Mamă, nice. Ăștia sunt, da. Cât costă ăștia? 669. Perechea asta. Nu, n-aș merge chiar așa. E greu, rău challenge, să nu mă gândeam chiar de greu să găsesc. Te blochezi în mine? Cât timp ai? 3 minute. Vezi că trebuie să-ți plătești imagine. Zici? Nu, așa trebuie. 3 minute, hai! Zici? Hai! Cât mai are? Mai are 3 minute. Cât? 3 minute. Așa-s de fete? Bă, astea-s tot de fete, bă, ce-mi cumpăr? Ăștia nu-mi șip ce-aici? Nu știu, întreabă. Nu mai știu ce să mai iau să mă... Ia-ți o șapcă de la femeie. Ia că zotea de la spate. Ne-a căsut la bandura. O plătit și pe asta. What the fuck? 2 minute jumate. Da, mă merge pe bluza asta. Așa. Și pantaloni. 2 minute. Și pantaloni. Tot așa pe ceva nebun.
Nu. Le port mai mari. Chiar nu, nu, nu. Cât cât timp mai? Cât timp mai? Poți să mă găsești un tricou? Mai e 2 minute, mai e 2 minute. Mamă, nu cred că mai e fi de Nike. Nu, de Nike n-am, sigur. Tind, dar uite așa merg pe aici, prin bază. Hai să vedem, ia la... Mamă, dar ți-ai luat... Să-ți faci două outfituri? Ce? Să-ți faci două outfituri? Mai bine două decât unul. Îmi place mult jacheta asta. Okay. Un minut jumate. Pardon. Da, da, asta eu renunț la bluza aia și eu asta și primim un tricou repede mie. Gata. Mai e un minut jumate, trebuie să și plătești. Trebuie să le plătești. Da? Da, da. Ia tu cască de bicicletă. Oh, borsetă frumos. Salut, salut. Salut. Un minut. Oh my god. Nu știu, tricou. Nu știu unde găsesc un tricou pentru mine. Mă, astea-s de fete. Unde mi-au tricou? Gata, am plecat, am plecat, am plecat, gata. Te rog, repede că... Marius! A obosit. Mi-a căzut toate alea pe la spate, nu-i așa. Ia uite, mi-a rămas asta aici. Cum a fost de greu? Greu, rău, de tot nu mă gândeam că... Nu mă gândeam că o să dureze atât de... Să fie tot așa repede, în 5 minute. Mă gândeam că o să ajung. O să am și timp și să merg și în Nike, dar... Te-ai luat haine atât de repede? Niciodată. Eu stau de obicei vreo 2 ore să-mi iau... Și merg în multe magazine și... Bugetul ai depășit? Cred că da. Cred că da. Sigur, sigur. Cred că ne îndătăm undeva spre 2000 de lei. Din ce, din ce cred eu. 1749. Wow. Chiar în buget mi s-a părut că am exagerat un pic cu jacheta, cu aida și... Tot. Chiar sunt bine. Chiar s-a descurcat super bine. Cum a fost Imogen? Foarte tare experiența. Prima dată am alergat la femei, nu știam că sunt femeile acolo. Nu ce fel de probleme puteam să iau și nu mai tăma ceva, dar nu m-am gândit. Dar puteai să-mi ieși mie ceva, că dacă tot eram aici cu tine, dar nu te-ai gândit. Nu m-am gândit. Să fi luat și mie o șepcuță. A fost febra cumpărăturilor, știi cum, știi ce zic. Ai mai făcut cumpărături până acum, în 5 minute? Niciodată în viața mea. Când mergeam cu maica mea să mă îmbrăcat, stăteam 4 zile, veneam acasă cu 3 ani mai bătrân. Crezi că ai depășit bugetul? Cred că da. Cu cât? Nu știu, habar n-am. Frumoasă borsetă ți-ai luat, adevărat? Da. Mă duc la piață să fac roșii. Asta e tot voi? Da. Dacă e 15 milioane. 2470. Mamă! 470! Mamă! Bine, să vedem acum cum o să arate și împreună hainele, nu? Da, cum o să arate combinate. Eu zic că n-a fost chiar de rău. Am încercat acolo un negru, un pic de culoare, un pic de culoare pe Adidas. Deci că nu o să fie așa rău. Tricou alb, care nu o să se vadă așa mult, e o ce trebuie. Și ce spune tu de competitorul meu? Hai să vedem ce poate și el, să vedem cum se îmbracă. Da, da. Cum crezi că s-a descurcat competitorul tău? Nu știu. Cine crezi că e? Cred că la fel de bine ca mine, nu știu, habar n-am. Sigur cineva din Nexus, dar nu știu cine. Cred că s-a descurcat la fel de bine, dar când e vorba de haine și știi că e un timp limitat, trebuie să iei cât mai mult. Grămadă, ca să spunem așa. Crezi că ți-ai făcut outfit mai șmecher ca lui? Da, dar cu siguranță. O să fiu curcubeul României, o să fiu. Steagul României, mi-am luat toate culorile, efectiv. Am zis, am din toate, mi-am luat până și o borsetă. Mi-am luat de toate, și pantaloni, și tricou, și chiar două tricouri. Hai să vedem cine câștigă, hai să vedem cine este cel mai bun, care s-a grăbit cel mai bine. Tu erai ce zici? Bine, bă, ce faci la Julius Mall în Cluj? Ce cauți la Julius Mall? Băi, mi-am făcut și un outfit așa pentru finală. Vezi că e bine rău de tot. Vezi asta. Că îmi place mult rău. Vezi că e bine rău de tot. A? Leger, așa, un pic lejer, mă duc. Nu e rău. Și poți să-ți dea tricoul ăsta? Da, 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 tot. E full. Nu e rău. Vezi că și mie îmi place păstiul tău cu roșu, cu astea, cu culoarele astea nebune. Așa mă purcă, dar mi-am pus și o șapcă să mă bată la mine de pe scenă de acolo, de la Digital Crusade. Știi ce zic? Mi-am avut 5 minute să fac outfit-ul ăsta, tot la fel 5 minute, am alergat pe aici și tot la fel, nu? Voi, nu la femei, am fost o nebunie. Nu știam unde sunt de femei, unde sunt de bărbați. Am luat repede și am luat tot repede pe și mine. Și mergem la final acum, nu? Îmbrăcați așa. Hai. Băi, rămâne la latitudinea oamenilor să spună care outfit a fost mai frumos. Și mulțumim încă o dată Iulius Mall Cluj. Și hai să mergem la finală cu uite-n târziu. Hai, let's go.